Hai să începem acest video direct cu aceste 12 player pick-uri 75+. Și apoi vedem ce mai facem. Îi dăm drumul. Tot ce mă aștept de aici este rating, man. Rating. Și începem cu un Jean de 75. Nimic mai minunat. Orice este bun rating. Kimmich! Let's go! Orice este rating e bun pentru Hero Pack, pe care o să-l facem ulterior. Un Saka de 82. Kimmich ăla cât de bine arată acolo. Pog! Ter Stegen, 88. Ce e cu astea, man? Să fie norocul ăsta de început, să fie norocul ăsta un Henderson 83, să fie faptul că sunt proaspete, doar scoase din cuptorul de la EA Sports. Let's go! Oh, Dani Olmo. Deci avem două super, super capturi deocamdată. Un Zule de 85, not bad. Not bad, to be fair. Un 84 Rice. Un orez ținut la 84 de grade. Încă 3 variante rapid. Konate 81. Era bun dacă ar fi picat în prima săptămână, nu acum. El Pistolero 84. Nu mă așteptam la el colorat aici. Dă-mi un colorat. Altfel de colorat. Not bad. Deci 88 Ter Stegen și 89 Kimmich. Super capturi. Avem încă o serie de 28 de player picks. Tot ce aștept de aici este un Neymar Team of the Week sau ceva uriaș. Doar că sunt absolut convins, sincer, hai să fim convinși și serioși cu noi înșine, că EA Sports deja a nerfat chestia asta, pentru că a trecut cât? A mai trecut o jumătate de oră de când am făcut prima serie și gata, au apucat să le nerfeze băieții. E primul de 83 aici. Și nu o să vedem prea des, ascultați. Deci uitați-vă, gândiți-vă că eu pentru mulți dintre ăștia am aruncat o echipă de 6 jucători de rare. Până la 82, am aruncat tot ce aveam în club până la 82. Deci este clar că nu merită, dar avem un Trippier. Uite, un 84, primul mai răsărit așa cu freza lui de guță. 78 riți, este tot ce mi-am dorit să te bag din nou în club. Tavernie, deci ceva oribil. E clar că le-au nerfat. Puteți să dați înapoi câteva minute și să vedeți cum a fost prima serie. Ca să vă dați seama cât de diferit este. Vai de capul meu. Dar asta nu înseamnă că nu se poate transforma în asta în ceva uriaș dacă pică un singur jucător. Acel jucător. Încercarea moarte n-are. Upamecano, welcome back to the club, man. Storibile. Nu le faceți. Nu mai faceți. Și mi se adeverește, dacă vreți, ceea ce știam eu. Că aceste picuri sunt foarte tari în primele 20-30 de minute și în ultimele 20-30 de minute ale campaniei. Un Bonucci de 84, deci avem 2 de 84. Hai, man, dă-mi un, măcar dăm ceva, unul din promoția actuală, dăm. Let's go, Bernardo Silva. Now we're talking. Ușor, ușor, așa, așa, hai că le mai colorăm puțin. Oare ce să iau de aici? 88, cel mai mare rating până acum din toată seria asta nebună. ...84 Tonali. Hai, încă mai sunt șanse să pice unul superb. Dă-mi un ceva, dă-mi un toname ăla de... Oh, god damn! Sunt astea ultimele 4? Sunt ultimele 4, nu? Și o luăm de la coadă. Calabria. Hai, dă-mi un 81 acum. Mai mare. 85 Gulaci. Dă-mi un 89 acum. Și ultimul.
ultimul. Trossard a dat un gol superb în weekend. Ok, super trash, ca să fiu sincer. Dar ne-a scos Bernardo Silva. Hai să-i aruncăm pe ăștia și ce mai am în club într-un hero pack. Pe ăsta l-așteptăm cu toții, așa? Este momentul pe care nici măcar nu știam că l-aștept. Da, păi voi. 87 maxim hero pack. Chatul prezice Ture sau Donovan. Ca să fiu sincer, nu mi-ar părea rău să fie un Donovan, pentru că mi-a plăcut aia red. Și dăm drumul. Bucură-mă! Te rog frumos, este walkout. Este Dirk Hoyt. Chiar mă uitam la el și... este el, nu? Pentru că nu joacă bine, probabil nici... Ar fi Cam, atâta, nu? E small dab. Cred că Cam este singurul loc unde aș putea să-l joc, nu? Cât costă? Costă 100.000, este clar peste valoarea pachetului. Hai, hai, 3 stele, 3 stele, din păcate. Joacă Cam sau CM, probabil CM este poziția unde aș putea să-l joc. O să mă gândesc serios dacă îl joc în locul pacheta sau nu, va trebui puțin să-i compar. Dar ăsta a fost norocul. Sincer, se putea mult, mult, mult mai rău. Trebuie să recunosc că nu-mi place cum a ieșit cu treaba asta cu player picks-ul, dar trebuia să scap de jucători așa din club. Pentru că non-rare nu sunt atât de mulți în jocul ăsta, cel puțin pentru mine. Am aruncat o grămadă de rare pentru un rare player pick. Și asta clar nu este afacere. În fine, hai să deschidem aceste pachete din Rivals Season 1. Divizia a patra. N-am jucat foarte mult, n-am reușit să mă ridic de aici. Hai să vedem, încă o dată nu sunt sigur ce să iau. Deci avem un Rare Mega Pack și un Prime Gold Players Pack pentru opțiunea 1. Opțiunea a doua, Rare Mega Pack, Prime Gold Players Pack, același lucru, dar duplicate pentru că sunt untradeable. Și aici 20.000 de coins și ăsta e untradeable, care sincer cred că ar fi utile. Voi lua opțiunea, hai să luăm untradeable, mai schimbăm. Deci dacă îmi dă ceva bun, dar care nu poate fi folosit de către mine. Și hai să le deschidem, chiar dacă probabil înțelept ar fi fost să aștept până la promoția de vineri, dar na, asta nu se poate. Hai, ceva walkout, nu avem walkout, dar avem 83 plus, avem un Matic. Alright. Un Musiala, bla bla bla, arunc doar un singur jucător, nu? Sunt bine? E ok. Deocamdată e ok. Hai să vedem, deschidem un Rare Mega Pack de data asta. Fii walkout. Walkout? Fii stack bun. Eu știu. Mendy. Cât e? 15.000 de coins? Poate? În fine, e un walkout. Mai e ceva în spate? Tuc, tuc, tuc. Absolut nimic, nu? Avem un Lantern Ball. Știți că joc cu absolut orice fel de ball. Zic că pot să-i arunc pe ăștia în, la vânzare. Asta zic. Hai să trecem mai departe. Rare Mega Pack, Prime Gold Players Pack. Hai să păstrăm Rare Mega Pack-ul iarăși la final. Deschidem Prime Gold Players Pack. Fii și aici un knockout. Hai, fii bun cu mine. Nici măcar 83 plus. Ce avem? Un 82 Coates. Tough. Dar cum ziceam, nu mai am aproape nimic prin club, așa că chestia asta se vede. Și toată speranța stă în ultimul Rare Mega Pack din această serie. Voiam să vă arăt ceva înainte. Voiam să vă duc puțin în obiective și să vă arăt ce pachete așteaptă promoția perfectă. Aștept ceva, o promoție inteligentă, aștept ceva, un SBC corect unde poți să arunc niște rare, aștept ceva. Am acest Jumbo Rare Players Pack pentru 500 de goluri, nu este dat redeem la el, stă aici probabil de vreo săptămână jumate. Am Jumbo Rare Players Pack altul, deci al doilea, pentru 50 de Rivals Wins. Am 500 de asisturi, iarăși un Jumbo Rare, deci al treilea Jumbo Rare pe care aștept să-l iau. Și mai mult decât atât, la următoarea victorie în Fucheam voi mai avea un Jumbo Rare. Deci 4 Jumbo Rare Players Pack, untradeable,
ultimul Rare Mega Pack din seria asta, doar 83 plus, Italia, CM, Jorginho, și pe care cred că îl mai am o dată, dacă nu cumva am reușit să scap de el la un moment dat. Da, deci am un 84 și un 85, nu teribil, dar nimic interesant, nu-i așa? Am păstrat acest video mai relaxat, dar sincer, mie nu-mi plac atât de tare clipurile astea unde doar deschid pachete. Așa că am o idee. Lăsați-mi în comentarii o întrebare sau poate o idee de video și poate aleg ceva interesant pentru voi data viitoare. Până atunci, vă las cu acest video în care vă explic pas cu pas cum să faceți squad building pe niveluri de dificultate. Vă salut! Băieți.